non ha estimato, anche con altri, c'è stato un periodo bene seguri, dovreste comune, ma se non c'è, si pensava che fosse lo che non precedente nata di conto di altri di te, come che si sta durando il presente nel senso. Io non sono il tema per tanto il gruppo di operazioni di massima importanza per noi, ma a livello supportare il processo di luce, perché qui supportare il processo di luce, care sunt situate în cadrul SG Hidroelectrica Ter S.A. respectiv SG Hidroelectrica București. Problemele cele mai grave sunt în Hidroelectrica Ter S.A. Această societate filială a hidroelectricii a rezultat în urma fuziunii a 8 filiale Hidroser care erau răspândite în țară. Prin fuziune s-a înființat această hidroelectrică Ter S.A. Fuziune finalizată la data de 5 august anul curent. Ca să ne dăm seama de gravitatea situației, dacă la momentul fuziunii hidroelectrica Ter S.A. a înregistrat pierderi de peste 30 de milioane de lei, acum la două luni jumate pierderile au depășit 90 de milioane de lei. Pierderile sunt mari, uriașe. Filiala hidroelectrică Ter deservește în proporție de 98-99% din activitatea deservește hidroelectrica. Adică face activitatea de mentenanță, de întreținere corectă, de reparații, de reecologizări la obiectivele hidroelectrica S.A. De ce am ajuns la această situație? În cursul anului trecut și în cursul anului curent, Hidroelectrica a impus niște măsuri în vremea când erau microserurile, le-a impus în casă filiale de microser, iar altele, acum, de când s-a aplicat Hidroelectrica S.A. Măsuri prin care orice din structura de deviză au fost mult diminuate, nomenclatorul de lucrări, la fel, a ajustat, dar ajustarea care a semnat doar prin coborârea jos, a numărul de lucrări acționate pentru anumite lucrări, a timpilor, a valorilor, respective pentru care se fac lucrările de către Hidroelectrica Ter. Aceste măsuri au semnat diminuarea veniturilor filialelor Hidroter, respectiv a Hidroelectrica Ter nou înființată. Am aflat, atenția, am repetat de rând, că dacă mergem tot în acest mod de lucru mai departe și nu corectăm structura de deviză, nu corectăm nomenclatorul de lucrări, Hidroelectrica Ter va merge din rău mai rău, existând riscul, la modul real, de a-și ajunge fie la insolvență, fie că își declară singură insolvența, fie diversi furnizori la care nu le plătim contravaloarea lucrărilor și a serviciilor, ne vor cere ei insolvența, fie și mai grav la faliment.